Compania de transport public Iași aduce vești bune pentru seniorii din oraș. Începând cu data de 22 august, două noi puncte de eliberare a cardurilor electronice pentru seniori au fost deschise în locațiile Poduroș și Dr. Savini. Aceste carduri electronice fac parte dintr-un efort amplu de modernizare a transportului public prin implementarea unui sistem de e-ticketing care promite să îmbunătățească semnificativ confortul și eficiența călătoriilor. Distribuirea cardurilor continuă și în alte locații din oraș, precum gară, munca invalizilor din Păcurari, Mircea cel Bătrân și Piața Nicolina, cu un program de lucru de luni până vineri, între 7 și 15. Punctul de vânzare de la gară este deschis între orele 5:30 și 21:30, asigurând astfel o accesibilitate extinsă pentru cei care doresc să își ridice cardurile. Mai deschidem două puncte de eliberare carduri pentru seniori. În sensul acesta va fi în Poduroș și Dr. Savini, următoarele două centre, astfel încât cei care sunt arondați în zona aceea și au adresa în zonele respective pot să meargă de mâine să își ia cardurile de seniori. Continuăm să personalizăm astfel încât să distribuim tot orașul. Aceste carduri personalizate sunt distribuite pe baza adresei de reședință, conform buletinului sau cărții de identitate, iar CTP Iași se angajează să elibereze un total de 42.000 de carduri seniorilor ieșeni. Pentru o utilizare corectă a acestor carduri este necesară validarea lor la validatoarele portocalii din mijloacele de transport. O validare reușită va fi confirmată prin apariția unei bife verzi pe ecran. Senior IS, vechile carduri ale seniorilor, își vor pierde valabilitatea în momentul în care noile carduri personalizate sunt ridicate. În caz de pierdere sau furt, procedura de redobândire a cardului rămâne aceeași.